În ultimele partide, Sport Club Bacău n-a simțit gustul victoriei, remizând acasă cu ACS Berceni și pierzând la limită la Clinceni, scor 1-2. Acest lucru nu i-a demobilizat pe Roși Galbeni, care doresc să o învingă pe CSMS Iași, liderul clasamentului. În partida tur din deplasare, Sport Club Bacău a remizat 1-1, egalând cu un om în minus. Ultima partidă disputată la Bacău a fost câștigată cu 1-0 de echipa lui Viorel Tănase. Ne va aștepta un meci destul de greu, dar ținând cont că ne-am întâlnit deja de 3 ori, ne cunoaștem foarte bine reciproc și sper ca sâmbătă să câștigăm sau cel puțin să nu pierdem. Ploaia din ultimele zile a făcut ca terenurile să fie inundate, iar Sport Club Bacău să nu se poată antrena așa cum ar dori antrenorul său. În aceste condiții, suprafața artificială a stadionului Letea s-a dovedit deosebit de utilă pentru pregătirea de joi. Viorel Tănase speră ca terenul stadionului Aerostar, pe care se va disputa meciul sâmbătă de la ora 11, să fie bun de joc pentru ca spectatorii să se bucure de spectacol. Totodată, el recunoaște că sprijinul suporterilor ar fi foarte prețios pentru obținerea victoriei. Îmi doresc din tot sufletul că la acest meci să avem un aport mai mare al publicului băcăuan, pentru că avem nevoie de susținere și mereu când i-am avut în spate și echipa a avut un moral mai bun și zic eu că s-a simțit prezența lor pe stadion, aici mă refer și la public și la galerie și bineînțeles toți oamenii care iubesc fotbal. Sport Club Bacău le va întâlni pe primele 2 echipe ale play-off-ului într-un interval de doar 5 zile, după meciul cu CSMS Iași de sâmbătă 17 mai ora 11. Pentru Roși Galbeni va urma partida din deplasare cu Rapid de joi 22 mai ora 16.